În sudul țării și nu numai, pe parcursul întregului an, sunt așteptate fenomene meteorologice extreme care îngrijorează oamenii. La Giurgiu, după ce au trecut zilele cu dimineți însorite și după amiezi cu ploaie abundentă, ne așteaptă în a doua parte a acestei săptămâni zile caniculare cu temperaturi mult mai mari decât cele obișnuite pentru a doua decadă a lui iunie. Psihologii giurgiuveni care se confruntă la rândule cu astfel de manifestare meteoclimatică afirmă că psihicul uman nu este afectat direct de fenomenele meteo, ci doar răspunde la ceea ce se întâmplă. Psihicul uman răspunde ca o reacție la ceea ce se întâmplă în mediu, o reacție subiectivă, în funcție de fiecare persoană, în funcție de fiecare subiect. Atunci când suntem fericiți, nu contează că afară e caniculă sau e cer, nu contează că plouă și sunt fenomene meteo extreme. Dispoziția noastră este cea răspunzătoare de felul cum ne simțim. Cel mult persoanele afectate de anumite boli ar fi cazul să se protejeze împotriva fenomenelor meteo extreme, a precizat psihologul giurgiuvean, care a subliniat că mediul poate fi în condițiile discutate un factor de risc. Sunt afecțiuni cardiovasculare, în special sunt afectate și de fenomenele meteo cu temperaturi foarte scăzute, dar și de fenomenele meteo cu temperaturi crescute. Acestea, în principal, sunt influențate, dar mediul este un factor de risc pentru aceste boli și nu e neapărat cel mai important. Pentru fiecare boală există recomandări pe care persoana trebuie să le urmeze. Până acum, sudul țării a fost ferit de necazurile pricinuite de fenomenele meteoclimatice și să sperăm că și de acum încolo, giurgiuvenii și românii nu vor avea de suferit. Cu toții însă trebuie să medităm asupra modului în care păstrăm natura nealterată pentru ca Terra să nu ne supună riscurilor generate de fenomene meteo extreme.